este o săptămână decisivă, să știți, pentru pensiile speciale. Surse politice spun că legea este gata și mai trebuie doar agreată la nivelul coaliției. Ce modificări aduce această lege și de ce se grăbesc foarte mult să se pensioneze pentru a nu rata pensiile speciale în baza legii care se aplică acum? Discutăm imediat. Alina Tănase vine cu detaliile despre pensiile speciale chiar acum. Bun găsit! Coaliția de guvernare trebuie să anunțe săptămâna viitoare forma finală în ceea ce privește reforma pensiilor speciale, iar impactul este unul major în rândul magistraților, judecătorilor sau procurorilor. Doar în ultima perioadă au ieșit la pensie numai puțin de 4.079 de magistrați și judecători și 2.255 de procurori. Mai exact, urmează să crească vârsta de pensionare până la 65 de ani, treptat în 10 ani, iar pensia nu mai poate depăși salariul avut în activitate. Adică pensia va trebui să fie calculată la 65% din media salariilor brute pe 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de activitate. De asemenea, și vechimea necesară în momentul pensionării urmează să ajungă la 30 de ani. Acestea sunt cerințele din raportul venit de la Banca Mondială, incluse deja în noua lege care, conform surselor guvernamentale, este deja gata și mai trebuie agreată la nivelul coaliției și apoi votată în guvern și în Parlament. Trebuie să precizăm faptul că militarii nu vor fi incluși în această reformă a pensiilor speciale, după cum au spus mai mulți lideri politici din coaliția de guvernare. Mulțumim foarte mult, Alina. Se poate opri cumva, domnilor miniștri, știți care sunt mecanismele, se poate opri cumva valul acesta de pensionări așa repede înainte ca să prindă legea actuală? Păi, dacă îmi permiteți, vă rog, să încep. În primul și în primul rând, nu o lege este semnalul că se vor face, ci proiectul de buget. Pentru că în proiectul de buget prinzi inclusiv cheltuieli și venituri. Logic. Și atunci, legea bugetului, când acesta va fi prezentat public, vom vedea acolo dacă, într-adevăr, din zona aceasta de pensii, ceva se scade sau se crește ca și cheltuială. Deci o lege nouă, separată de cea a bugetului, intră în Parlament când va ieși. Nu se va ști exact. Deci este o păcăleală în cazul în care se merge pe această variantă. Soluții există, nu înțeleg de ce se pune problema ieșirilor din sistem. Normal că oamenii aceia ies din sistem pe o lege existentă, pentru că e una favorabilă. Dar să și schimbi regula în timpul jocului nu este corect. Adică să mărești vârsta de pensioare în timpul jocului este o chestiune incorrectă. Nu, spui așa, când iese ultimul din sistem, ultimul intrat, la momentul cutare, sau noi intrați în sistem, au alte reguli, și anume vârsta de pensioare de 70 de ani, nu știu. Dar nu schimb regula în timpul jocului. Mai mult... Păi da, poate nu mai sunt bani să susții ceea ce trebuie plătit. Acum 74.000 de lei în mână ia un pensionar, cel mai norocos pensionar, domnule...